Salut, salut și bine te-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta ne vom juca niște grâni vanila deoarece nu ne-am mai jucat de ceva vreme și vom scăpa pe sub pământ pe dificultatea extrem. Dacă mai vreți episoade de acest gen, nu uitați și voi să apăsați butonul de like deoarece mai nou like-urile ajută enorm de mult la algoritm și ar da la mai multă lume să vadă videoclipul. Deci dacă ați putea să apăsați butonul de like, ar fi foarte bine. Și dacă vreți să apăsați și butonul de subscribe deoarece la 6.000 de abonați, voi pune facecam-uri pe episod, voi începe să pun facecam-uri pe episod. Da, eu acum vă las cu episodul deoarece eu deja am terminat run-ul. No, hai să vedem. Deci, scăpăm pe sub pământ. Gata asta. Cât de cât. Stați numai un pic, mă dau un pic mai tare. Așa, ar trebui să fie ok. Cam așa ar trebui să mă pun. Să vedem. Stai să pun muzica să nu fie ciudat. Chiar presetul meu. Mamă, ce faci aici? S-a detargetat. Momentan facem așa. Și luăm ciocanul direct. Dar înainte mai facem o șmecherie. Ca să ne ușurăm puțin ranul. A, nu se aude pe masa asta, am uitat pe vanila. Chidem o ușă. N-am văzut. Hai mă, dar a trecut prin ușă! Hai mă, lasă-mă! A trecut prin ușă, legit. Bă, dar nu se aude mai nimic, mă, pe jocul ăsta. Bă, mai nimic. Frate, nimic. Zero, barat. Zero, zero. Efectiv. N-auzi pași, n-auzi nici pe dracu. Și-a ceva inadmisibil. Na. Hai mă, te targetez odată. Hai mă, iar îmi trece prin ușă, frate! Nu, iar mi-a trecut prin ușă! De două ori! De două ori mi-a trecut prin ușă. Pe video. Bă, de două, nu odată, de două ori mi-a trecut prin ușă, frate. Prin ușă. Bă, developer, ce pula mea faci? Bă, n-are rost. Bă! De ce naiba trece prin uși, gen? Că n-are niciun sens. Na, că m-ai enervat, Granny. Granny m-ai enervat, du-te naibii. Vreau să fac speedrun și nu pot de tine, efectiv. Na, se pare că nu se poate în jocul ăsta. Vanilla e de tot rahat, efectiv.
de-ai nesimțită rău bunica asta, nu că... Cum naiba am treci de două prin pereți, mă, așa ceva n-am mai pomenit. Ne trebuie numărul. Ca să-l căutăm de îndată. Și mai și aude, gen, când e moartă. Au și schimbat bind-ul. Nu se poate. Sper că avem numărul la pension. Dacă nu, nimeni numărul ăla e. Ok, avem și cheia armă aici, în caz de orice, dar nu o folosim. Mamă, stă și chem până aici. Hai mă, pică carnea în pulea rău de tot, mă. Ce? Cum adică? Ultimul sunet l-a făcut carnea. Cum pana mea n-a mers la carne? Bă, dar nu are niciun sens jocul ăsta. Bă, deci vanila nu mai e jucabil, frate. În mod oficial, îl declar nejucabil, efectiv. Bă, dă-o naiba, mă, câte bug-uri să mai aibă? Bă, developere, mai rezolvă din bug-uri, pula mea, că nu e ok. Na, nici nu știu unde poate să fie numărul, pui mei. Nu vrea să-mi dea jocul numărul. Ți-ar fi un video ușor de filmat, ce naiba? Mai pleacă, mă, dat. Doi, uite-l. Hai, mă, mă, vede pe după masă, mă. Stai, mă, undeva și gata. A, mă, dar mai pleacă odată! Că mă vede prin masă, mă, pe sub masă ea. What the fuck moment? Bă, dar deschizi ușa, ce pula mea, frate? Dar nu are, chiar n-are niciun sens, mă. Bă, ce căcat e vanila ăsta, mă. Bă, e de căcat rău de tot, mă. Bă, chiar e prost făcut vanila-ul. Bă, developere.
Mai pleacă o dată ârța, dracu. Pe cap, pe recapture și mai și face bug-uri de-alea. Gen, îmi trece cu corpul prin, prin uși, frate, prin uși trece bunica asta. Asta la altă bubă acum. Nu știu naiba să aud așa încet. Perfect, se duce în stânga. Ata, trebuie să văd. În stânga extremă. Rip bunica. Acum e momentul adevărului. Trâmbițarea naibii! Uite-te și tu. Doamne, ce mă joc. Nu pot să trec prin item cu aia. Hai odată. Fute-i mama, e de bunica. Hai, deci o chemăm. Ne batem un pic joc de ea, că cum și-o putut și ea joc de noi. N-am de ales, efectiv. Nu știu, frate, dar ea aude din saună, mă. Ea aude aici. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce au făcut așa. Bun. Hai că scăpăm în ziua 4, că s-o bugui jocul și mai tare decât înainte. Că mă campează la spawn.
Dreapta. Ai făcut dreapta și GG. Ce joc, du-te în gâtul mătii, mă, cum îmi face. Hai, mă, da, atâta-i în dreapta. Așa. Nu. S-a oprit. Du-te, mă, în dreapta! Trâmbițat-o! Hai, mă, du-te până în capăt. Așa, bun. S-a dus până în capăt. Unde-i cheia? Ok, să dăm asta, dar unde-i cheia? Nu mi s-a buguit în harta. Refuz să cred. Unde-i cheia? E la fântână, așa-i? Bă, dar chiar până la capăt trebuie să fie jocul buguit. Bă, ce joc cu bug-uri, frate. E la fântână asta, la asta. Dacă nu e jocul la fântână, am închis filmarea respectiv. Deci la modul ăla. Hai mă, da, închide-te. Na, eu nu înțeleg de ce s-o buguit, dar s-o buguit. Bine ați venit pe Granny Vanilla. De ce nu jucăm Granny Vanilla? Ia uitați de ce nu jucăm Granny Vanilla. De asta. Ia uitați. Acel moment când ți se buguiește cheia și trebuie să vină apoi să o iei. E mai bine că ți-o dă. E bine că ți-o dă aici. Măcar atât. Nu mă interesează cât trebuie scap, mă interesează să scap. Pa, pa! Mi-a făcut în ciudă, efectiv. Bun. Și cam acesta este run-ul. Cam mult a durat. A durat cam mult. Trebuie să recunosc. Cam multicel a durat run-ul ăsta. Față de altele. Că v-a plăcut, că nu v-a plăcut, că sunteți fari, că sunteți hater aici și închide episodul, băi și fete. Eu am fost Ghepardul și ne răzim tot viitoare când o fi și aia. Nu uite și eu să vă subscriu un de like. Pa, pa!